Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să continuăm cu meciurile din Challenge. Avem Ram Rider Challenge și am reușit până acum 5 victorii din 7 meciuri. Avem 2 înfrângeri și vom continua. Sperăm noi să obținem cele 3 victorii pentru a termina cu bine acest challenge. Așa că haideți să-i dăm drumul cu primul meci. Mi-am păstrat decul clasic, doar că Hogul este înlocuit de Ram Rider. Și o să începem, hai să punem arcașele în spate. Ne pregătim și Tesla aici, hai să punem mini PK-ul. Putea deja trimite Ram Rider-ul, dar mai bine să dăm un freeze. Da, reușim acolo 2 hituri cu mini P.E.K.K.A. Era aproape și al treilea și vom pune Tesla în centru să ne apărăm de trupele lui. Hai să punem aici Valkyra să scăpăm de Magic Archer și vine Ram Rider-ul pe turn. Ne lovește destul de urât. Ne-a luat mai mult de jumate din turn și trece în avantaj. După acest atac, probabil ne va scoate turnul acum cu bandita. Vom lăsa. Da, lovește și King Tower-ul și vom încerca un atac pe partea dreaptă. O să punem mini P.E.K.K.A. în spate. Trimitem Ram Rider-ul cu freeze. Ok, punem și Ram Rider-ul. Și în momentul să dăm freeze, excelent. Putem acolo și acel Inferno Dragon. Da, și scoatem turnul din stânga. Rămânem, de fapt suntem în avantaj. Și o să punem Tesla aici. Vom pune și arcașele. Și trebuie să vedem cum scăpăm de acest atac. Poate fi... Dar să dăm rapid un Eros aici pe Inferno Dragon. Ok. Se diminuează avantajul. Dar încă suntem bine. Am rămas cam fără elixir. Și voi încerca să pun pe defense sau mai degrabă să încercăm un atac rapid pe partea stângă. Să punem și Tesla aici. Punem și arcașele, să tragem pe centru acel... se duce bandita pe turn, din păcate. Dar aproape l-am făcut acolo. Dăm un freeze aici. Un pic cam târziu, dar putea fi mult mai rău. Da, și trebuie fie să rezistăm cele 15 secunde, fie să... Îi scoatem turnul din mijloc. Dar cred că suntem bine. Orice s-ar întâmpla, vom câștiga acest match. Da, destul de aproape de un trick round. Și ne apropiem încă o poziție de final reward. De acea legendară. Avem un Ram Rider ca ultim reward. Și hai să vedem ce avem aici. Aproape 600 de gold, dar cașe, Ice Spirit, Cannon și Furnace. Bun. Continuăm mai departe cu încă un match. E din ce în ce mai greu. E din ce în ce mai greu. Ne apropiem de finalul challenge-ului. Primele meciuri au fost destul de ușoare. Dar acum văd deja player care au deck-urile preparate pentru acest tip de joc. Din nou un deck cu bandită. Da, vedem un pattern deja în deck-urile lor. Bandită cu Inferno Dragon. Da, scăpăm fără damage din acest atac. Ok, a pus acolo un Mega Knight. Mega Knight vom scoate cu P.E.K.K.A. Dar... Hai să mai pun aici...
Orice se apune și de bandită. E bun un freeze aici, dar din păcate vine cam târziu și am dat foarte bine. O să probabil vom pierde turnul din dreapta. Sau oricum îl va distruge destul de mult. Da, l-am pierdut. Am primit Rem Rider-ul pe dreapta. A dat acolo un fireball pe lângă. Îi scoatem și noi turnul din stânga. Și rămânem într-un mic avantaj. Hai să dăm cu mini pack aici. Să vedem cum se va apăra. Da, reușim să reducem destul de mult din diferență. Vei pune parchir aici. Spune-mi Tesla pentru defense. Foarte probabil va pune Mega Knight-ul. Mă aștept să dea cu el pe Tesla. Trimite acel Rem Rider care își face treaba destul de bine. E aproape să... să ne scoată din... Ok. Nu. Lovește din păcate. Hai să vedem dacă prindem. Da, excelent. Excelent, am prins acolo și... Să dăm Rem Rider-ul pe turn. Nu mi-l a pus. Ajunge într-un final și hai să vedem dacă cu un freeze reușim să-i scoatem turnul. Da. Oh, ce victorie la limită. Cred că ar fi ajuns și Valkyra. Dar nu eram sigur dacă freeze-ul dă 22 damage pe level 9. Hai să verificăm. Chiar sunt curios, că avem un deck, da. Ok. Pe level 9 dă 29. Da, deci l-am fi scos oricum și fără Valkyra. Bun, și am ajuns la ultimul match. Băi, ăsta cu siguranță va fi foarte greu. Ok, hai să vedem cu ce începem. Să pun mini peca pe stânga. Și... ei scoatem acel firecracker. Trebuie să fim foarte precauți aici. O să... le dăm freeze neapărat. Scoatem ambele trupe. Dar nu avem cu ce să atacăm. Nu avem suficient elixir. Rămânem în continuare în apărare. Ei, voi pune Valkyra pe stânga, pentru că se mișcă un pic mai lent. Aș vrea să trimit Rem Rider-ul fără să lovească acel Goblin Cage. E destul de dificil acest atac. Probabil va pune Rem Rider-ul aici. Da, nu-l pune. Putem scăpa și fără Tesla de acel Bowler. Îl pune aici totuși. Da, și ne-am revenit cât de cât cu elixirul. Trimitem acum Rem Rider-ul, da, îi scoatem acolo. Foarte important, i-am scos acolo acel Electro Dragon. Da, Electro Dragon care e destul de costisitor. Are 5 elixir, dacă nu mă înșel. Nu zic neapărat că e o carte ream. Parcă i-am... Uli, și ne-a lovit.
Ne-a lovit odată. Uităm din nou Rem Rider-ul aici. Stăpăm de, de acel peca mare. Da, și scoatem o grămadă de... de elixir acolo. Avem aici Valkyra. Bun. Rămânem în continuare în, în avantaj. Scăpăm fără damage. Wow. Destul de... de greu acolo. Uitem, avem Rider-ul. Voi da și o rachetă pe... pe acel Electro Dragon. Cât de bine, cât de bine a jucat acolo, cât noroc am avut. Și foarte posibil să-i scoatem turnul cu, cu acest atac. Dacă nu, oricum va rămâne foarte puțin la viață și reușim să obținem victoria. Câștigăm astfel challenge-ul cu... rămăsesem cu o singură, cu o singură viață și am ieșit dacă pierdeam acest match. Bun, ne luăm reward-ul, acest Rem Rider, pe care îl putem crește la level 11 și obținem bifa pe încă un challenge în portofoliu. Bun, că tot veni vorba de upgrade-uri, hai să vedem ce ne mai creștem. Avem destul de mult gold, avem și star points și am putea crește 3 cărți. Nu vreau să fac acest Electro Spirit pentru că mai donăm, mai cerem donații pentru el. E singura carte pe care o mai pot cere la donații. Așa că, hai să facem Skeleton Army. Și asta înseamnă că în acest moment avem aproape toate epicele. Mai rămâne acest Electro Giant și mai avem gold pentru încă 2 cărți. Apoi o să luăm Magic Archer-ul cu siguranță și logul e destul de bun. Ice Wizard-ul e destul de bun. Chiar și Royal Ghost-ul. Dar haide să facem cred că Wizard-ul, frate, pentru că e și ieftin, are 3 elixir. Și poate îl vom integra în deck în viitor. Bun. Pierdem, consumăm, cheltuim tot gold-ul. Rămânem cu doar 8.000 de gold. Dar avem și 20.000 de star points. Și am putea să creștem săgețile la level la star 2. Și asta vom și face. Bun. Sunt foarte curios cum arată acum în match. Mai avem 5579 de star points. Cred că e insuficient ca să putem crește, da, avem nevoie de 10.000. Și cred că asta va fi următoarea mișcare. Vom face poison-ul de level star 1, pentru că 20.000 pentru săgeți. Nu știu, nu sunt încă pregătit pentru acest update. Mi se pare cam scump. Deci avem deja două cărți cu Star 3. Bun. Păi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.